Noul guvern al României dă semne clare că dorește să sprijine activitatea din turismul autohton. Cel puțin, aceasta este opinia reprezentanților Federației Patronale din Turismul Românesc, cei care afirmă că în premieră executivul a preluat în programul său de guvernare bună parte dintre propunerile venite dinspre cei care lucrează în domeniu. Odată cu instalarea noului guvern și cu formarea noii coaliții de guvernământ, surpriză, și zic eu o surpriză bună și vești bune pentru turism, ca de fiecare dată la o schimbare de guvern, FPTR-ul a mers la noul guvern, la noua coaliție, pregătit cu propuneri. Am înaintat 22 de propuneri pe domeniu, dintre care, surpriză, 17 au fost luate și preluate în programul de guvernare a noii coaliții, ceea ce pentru noi reprezintă o premieră absolută. La nivel politic, partidele au negociat un program de guvernare care, la capitolul turism, are mai multe puncte. Ei, în capitolul acela turism, 17 din 22 de propuneri ale noastre au fost preluate. Prezent recent în emisiunea de la A la Z, Deveanul Lucian Stanciu, vicepreședinte al FPTR, a prezentat și câteva dintre aceste propuneri, una dintre cele mai importante fiind reintroducerea voucherelor de vacanță pentru bugetari. Sunt propuneri care, spun eu, vor putea ajuta la relansarea turismului și la revenirea acestuia după pandemie. De exemplu, doar voucherele de vacanță, pe nedrept eliminate, spun eu, de fosta guvernare, vor fi reintroduse, ceea ce va crea un plus, s-a văzut din experiența anilor trecuți, un plus valoare imens în economia românească. Chiar și în timpul pandemiei, iată, voucherele de vacanță au funcționat și au fost un fel de balon de oxigen pentru turism, un colac de salvare. Noi sperăm ca de la 1 ianuarie 2022 să fie reintroduse, vorbesc de voucherele de vacanță pentru personalul bugetar. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante legate de turism, puteți afla urmărind pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva, emisiunea de la A la Z, în care a fost invitat Lucian Stanciu, vicepreședinte al Federației Patronale din Turismul Românesc. Tot așa s-a întâmplat.